Un răspuns de asemenea. Firmele respective despre care spuneți acum că trebuie plafonate și stigmatizate, nu funcționează tot în temeiul legii? Nu am spus plafonate și stigmatizate. Dacă funcționează în temeiul legii, era întrebarea. Bineînțeles că în temeiul legii funcționează. Și de ce n-ați umblat la legea aceea înainte de a-i stigmatiza? Pentru că dacă nu e legea electorală, atunci trebuia să existe un rost al unei legi în contextul celorlalte legi. Iertați-mă, noi vorbeam de bănuți, de finanțe, de plăți și nu de legalitate. Clar că toate funcționează în cadrul legal. În concluzie, corect este și poate puteți face ceva, ca pensionarul să meargă cu o declarație pe propria răspundere la ghișeu, iar instituțiile statului plătite din bani publici pentru prestări de servicii să adune aceste adeverințe. Mai există o întrebare extrem de importantă, domnule ministru.